3 Ioan, de la versetul 9 la 12, pagina biblică 1023. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, care îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorberele. Nu se mulțumește cu atât, dar nici nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-i primească și-i dea afară din biserică. Preaiubitule Gaius, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știi că mărturisirea noastră este adevărată. Amin. Vă rog să vă reașezați. Duminica trecută am început o serie de câteva mesaje despre păcatele vorbirii, am vorbit despre minciună, astăzi voi vorbi despre bârfă și data viitoare voi vorbi despre ceartă. Și în timp ce reflectam la lucrul acesta, la bârfă, mi-am adus aminte că am citit despre trei prieteni care s-au dus odată să se relaxeze, să se odihnească, s-au dus undeva câteva zile cu... de la serviciu, împreună au luat cortul cu ei și au luat barca și în timp ce stăteau pe barcă și pescuiau, zice unul dintre ei, hai să, dacă tot avem timpul acesta, să ne mărturisim unul celuilalt și să încercăm să, nu știu, să ne confesăm unul celuilalt, ce probleme avem, să ne încurajăm unul pe celălalt. Și unul dintre ei zice, domne, eu am probleme cu alcoolul, beau și uite, îmi creează probleme alcoolul. Altul zice, eu am probleme cu fumatul, nu pot să mă las de fumat nici cum. Un altul zice, eu am probleme cu jocurile de noroc. Uite, aș avea nevoie de încurajare, de sprijin emoțional să le depășesc slăbiciunile acestea. Dar tu zice, ce probleme? Că unul se tot foia așa, se tot ascunde. Zice, tu ce probleme? Mă zice, eu am o problemă, dar nu e foarte mare. Care e problema ta? Spune-mă dacă tot spunem fiecare noi care sunt slăbiciunile și problemele noastre. Zice, eu nu pot să păstrez niciodată un secret. Uite, acum abia aștept să plec acasă să le spun tuturor ce a zis voi. De fapt, asta este bârfa, să nu te poți stăpâni, să spui ceva ce-ți place despre cineva care nu-ți place. Păcatul acesta al vorbirii ne ispitește pe fiecare dintre noi, pentru că sunt momente în viață în care parcă îți vine natural să spui câte o bârfă. Acum, când vine vorba despre bârfă, unii zic, domne, când vorbești despre o a treia persoană care nu este de față, este bârfă. Dacă te uiți cu atenție în Scriptură, nu-i vorba de așa ceva. Adică în momentul în care este o discuție onestă, în momentul în care este o discuție pertinentă, argumentată, fără răutate, fără dorință de a discredita pe celălalt, nu este bârfă, pentru că atunci apostolul Ioan ar fi bârfit, stând de vorbă cu Gaius, scriindu-i acest lucru lui Gaius, l-ar fi bârfit pe Diotref. Asta nu este bârfă. Bârfă presupune altceva și vreau să vorbesc despre acest lucru. Și n-aș vrea în această zi să vorbesc despre bârfă ca fiind, nu știu, domne, uită-te la bârfele celorlalți, că pe astea le vedem. Adică când cineva bârfește, îți dai seama că e bârfitor, îl ștanțezi, că vrei, că nu vrei și îl ții la distanță. Și așa ajung bârfitorii singuri pe lume. Hai să lăsăm pe ceilalți deoparte, hai să ne uităm la noi. Fiecare dintre noi, spune Hristos, să nu ne uităm la celălalt, să-i lăsăm în seama lui Dumnezeu, noi să ne uităm la noi. Să ne uităm la propria noastră luptă cu bârfa. Ce spune Biblia despre bârfă? Cine spune că nu e niciodată ispitit să bârfească, ori e sfânt din calea afară de sfânt, pe care eu nu prea am întâlnit până acum aici pe pământ, ori, știu eu, sunt oameni care poate dau dovadă de puțină ipocrizie. Toți oamenii pe pământ au momente în care parcă sunt ispitit să bârfească. Dar haideți să vedem ce spune Biblia despre bârfă. Și așa se intitulează mesajul din această dimineață. Ce spune Biblia despre bârfă? În primul rând, bârfa apare atunci când dorești să discreditezi. Primul lucru pe care te rog să-l reții este că bârfa apare în inima ta și în inima mea, în comportamentul nostru, atunci când ne dorim să discredităm pe cineva. Diotref are o problemă în biserica pe care o conduce. Apostolul Ioan încă are autoritate. Încă Ioan este în relații foarte bune cu Gaius. Se pare că acest om pe nume Gaius este unul dintre oamenii cheie care se implică decisiv financiar în biserica respectivă. Se pare că el este chiar locatarul acelei biserici în vremea respectivă, înainte să fie case de adunare foarte frumoase. Oamenii bogați puneau la dispoziția lui Dumnezeu o încăpere mai spațioasă din casa lor, din proprietatea lor. Se pare că acest Gaius și-a pus casa la dispoziția lui Dumnezeu. Și acum, ca nu cumva apostolul Ioan, care l-a născut pe Gaius în credință, să aibă influență pe mai departe asupra lui Gaius, Diotref începe să-l vorbească cu tot felul de cuvinte injurioase pe apostolul Ioan, apostolul iubirii, pe apostolul Domnului Iisus Hristos, ultimul dintre apostolii Hristos care a rămas pe pământ.
Spune tot felul de lucruri. De asemenea, trimite Ioan pe câte unul pe altul la biserică să-i cerceteze pe frasele, predice Evanghelia, și Diotref cu răutate îi discreditează și efectiv nu-i primește la adunare. Și tot ce face el, îi vorbește de rău, zice, ne vorbește și mă vorbește cu vorbe rele, de clevetire, vorbe urâte, și pe toate acestea le face ca să-l discrediteze pe Ioan. De fapt, bârfă nu înseamnă o analiză obiectivă. Bârfă nu înseamnă să stai de vorbă cu cineva și să spui, uite, nu-i bine asta, nu-i bine cealaltă, dar să ai o motivație cinstită. E adevărat, doar Dumnezeu poate să judece simțirile. Oamenii se ascund după cuvinte de cele mai multe ori. Dar Dumnezeu este Cel care cunoaște întotdeauna comportamentul, dar cunoaște și atitudinea. Ce anume te-a motivat, ce anume m-a motivat să spun ceea ce am spus. Bârfa nu este o simplă observație, bârfa nu este o constatare, o decizie, o analiză obiectivă. Bârfă înseamnă să vorbești despre cineva cu dorința de a-l discredita. Mă, să spui ceva despre el, cumva să-l înjosească în ochii celorlalți. Nu-i chiar așa de pocăit. Nu-i chiar așa de deștept. Mă, nu-i chiar așa de frumoasă. Nu-i chiar așa de descurcăreț. Nu-i chiar așa, auzi, are anumite probleme. Și să le spui cu dorința mârșavă de a-l discredita pe celălalt. Erau doi oameni, unul mai tânăr, unul mai în vârstă, și la un moment dat lucrau împreună și ăla mai tânăr era mai talentat, muncea mai mult și a început să ia fața ăluia mai în vârstă. Și omul respectiv vine și spune, auzi, el se ocupă de bani la compania aceasta, dar 100% zice, face de lapidări financiare. Am înțeles că are datorii financiare, am înțeles că are probleme foarte mari și el ia din banii firmei să-și plătească datoriile. Dar nu a spus lucrul acesta ca pe o constatare obiectivă, nu a spus lucrul acesta spre analiză, ci a spus-o cu dorința de a-l minimaliza, de a-l discredita pe celălalt. Era mai tânăr, era mai muncitor, era mai talentat și a vrut să-l discrediteze. Bârfă înseamnă, de fapt, să te uiți la celălalt și să spui, auzi, ce aș putea să spun eu despre el, să îl fac mai mic în ochii celorlalți? Cum aș putea să vorbesc despre pocăința lui, despre realizările lui, despre problemele lui? Nu știu, să le pun pe toate cumva într-un cont de umbră, să-l minimalizez. Cel care cunoaște atitudinea este Domnul. Dumnezeu cunoaște de fiecare dată dacă ceea ce spunem noi spunem cu inimă sinceră, dacă ceea ce spunem noi este dintr-o reflectare personală, suntem onești în ceea ce spunem, unii în discuții cu ceilalți, sau este cu părtinire, cu răutate. Bârfă este atunci când îți propui ceea ce zici să-l discrediteze pe celălalt. Dar o faci cu răutate, nu dintr-o dorință sinceră, bă, ceva nu funcționează bine, hai să vedem cum le putem rezolva. Nu-i ceva de genul, auzi, sunt anumite probleme, semne de întrebare la acest om, la acest, nu știu, la acești oameni. Nu e ceva de genul acesta, ci efectiv, tu vezi că lucrurile merg bine, vezi că ceva este în regulă, da, domne, merge bine, deștept, e pocăit, e frumos, se înțelege bine cu nevasta, se înțelege bine cu bărbatul, îi merge bine, domne, e descurcăreț, hai să văd eu ce pot găsi să-l compromit. Asta este bârfă. Odată am fost cu fratele meu să-l ajut să pună termopane, nu a avut cu cine să pună, pruncii lui erau mai mici atunci, acum îl ajută băieții lui, și m-am dus să-l ajut să pună niște termopane. Și în timp ce povesteam, cineva care era contracandidat la ceva pe acolo, pe la primărie, consiliu sau ce era, a început să ne vorbească de cel care e candidat din partidul opus la primărie. Mă, atâta l-a lăudat, eu am zis că nu e adevărat. Un om minunat, harnic, descurcăreț, extraordinar. 5 minute l-a luat. Zice, are o singură mare problemă. După ce l-a luat, zice, nevastă să ai șeful, dar zice, asta nu e o problemă în sine, dar zice, ea e o femeie rea. Îți dai seama ce dacă ar conduce asta primăria, ce ar fi? Și am stat și m-am gândit, după aia m-am interesat și așa să văd despre femeia aceasta, nici vorbă de așa ceva. Era o femeie liniștită la locul ei, dar o găsit nodul ăsta să se lege cumva. Bă, ce să te legi de el? Deștept, cu școală, harnic, gospodar, a avut realizări financiare. Domnule, o mers bine, ce să găsești? Domnule, el conduce nevastă. Bun, no? Ok. Și? Dar ea e rea. Și nu era nevastă, era o femeie la locul ei, dar trebuia să-i găsești nod în papură, nu? Asta e bârfa. Când zici, bă, vreau, mă enervează omul ăsta, mă enervează nevasta asta, mă enervează femeia aceasta la colegul meu, am anumite ispite, colegul meu de la serviciu, nu știu, de la meserie, de la business, vecinul meu, fratele, sora din adunare, mă enervează, nu-mi pică bine, hai să văd ce-i găsesc. Ca prietenii sau, nu știu, colegii de slujba lui Daniel. Hai să-i găsim ceva să-l putem compromite. Bârfă înseamnă să dorești să-l discreditezi pe celălalt. Să cauți așa un nod în papură. Mă, cum aș putea eu să-l compromit pe celălalt? Cu răutate. Asta este bârfa. Bârfa, spune Scriptura, este atunci când dorești să-l discreditezi pe celălalt.
Primul mare bârfitor din istoria mântuirii, din istoria biblică, este diavolul. Geneza, capitolul 3, stă de vorbă cu Adam și cu Eva. Ei stau liniștiți în grădina Edenului și vine diavolul și spune: Eva, că Adam era preocupat cu alte chestiuni. Eva zice: chiar a zis Dumnezeu să nu mâncați din pomul din mijlocul grădinii? Da, zice, așa a zis Dumnezeu, zice Eva, și nici măcar să nu ne atingem de el. Asta a fost o suplimentare a poruncii. Auzi, zice, stai liniștită. De fapt, Dumnezeu știe că nu veți păți nimic. Știi care e problema? Dumnezeu e rău intenționat. Dumnezeu știe că în momentul în care veți mânca din fructul interzis, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Ei, cu alte cuvinte, problema nu este la voi, problema nu este la pom, problema este la Dumnezeu. Dumnezeu este rău intenționat față de voi. Și prima bârfă din istoria mântuirii, din istoria creației, este bârfa Satanei, că el e tata bârfiei. Și atunci când noi bârfim pe unul, pe altul, pe una, pe alta, nu știu, de la serviciu, din biserică, din familie, că și în familie se bârfește, cumnatele între ele, cumnații, frații, uneori, nu știu, vorbe necogitate. De fiecare dată, când noi bârfim, iubiții mei, marea problemă este că ne asemănăm cu Satana. Marea problemă că noi călcăm pe urmele lui, noi discredităm. Asta este marea problemă. Bârfă înseamnă să spui ceva de rău despre cineva, dar nu cu sinceritate, nu ca analiză, nu să spui punctul de vedere, nu să vezi cum poți îmbunătăți lucrurile, ci să spui ceea ce spui cu gândul de a-l denigra. Dacă vreunul dintre noi mai are practica aceasta, Domnul să aibă milă de noi, să ne ierte. Dacă noi înșine avem această practică, să ne dea Dumnezeu putere să ne schimbăm atitudinea. Să ne ajute Dumnezeu să nu mai discredităm pe absolut nimeni. Iubiții mei, știți care este marea problemă? Când te-a pus să arunci cu noroi în cineva, știi care este problema? Ce zici? Pe ăla îl pictezi. Dar Dumnezeu are grijă să-i spele fața, slăvit să-i fie numele. Dar știi ce rămâne pătat și murdar? Mâinile care au aruncat noroi. Mâinile noastre, spune Scriptura, trebuie să fie în orice vreme cum curate, să putem ridica mâini curate spre cer. De ce să nu mai bârfești? De ce să nu mai bârfesc? Pentru că atunci când noi bârfim, iubiții mei, noi discredităm pe ceilalți. Bârfă înseamnă să îl discreditezi pe celălalt. În al doilea rând, bârfa provine, spune Scriptura, dintr-un complex de inferioritate. Bârfa provine, spune Scriptura și spune psihologia, dintr-un complex de inferioritate. Adică când tu cauți un motiv să-l denigrezi pe colegul tău de la serviciu, când cauți un motiv să o denigrezi pe cumnată ta, pe cumnatul tu, pe fratii tu, pe cineva din adunare, de fapt, nu este nimic altceva decât o luptă cu tine însuți, cu tine însuți. Tu ai un complex puternic de inferioritate. Niciodată un om nu bârfește pe cineva care are el impresia că e mai jos decât el. De fiecare dată bârfa are cu unul pe care are de-a face cu unul pe care tu îl vezi mai sus. Mă, parcă arată mai bine o lecuță, parcă are mai mult succes, nu știu, să uite mai mulți băieți tine după ea. Are parcă posibilități de căsătorie mai bune. Și atunci trebuie să o tragi puțin în jos. Bă, așa-i merge la serviciu, vrea să-l propulseze șeful și atunci tu îl tragi în spate. De fiecare dată bârfa este dintr-un complex de inferioritate. Când vezi pe unul că toată ziua bârfește, îți dai seama că e un om toxic, un om care otrăvește totul în jurul lui, dar mai îți dai seama de ceva. Omul acela are un complex puternic de inferioritate. Cum să ajungi tu la același nivel de autoritate Diotref cu Apostolul Ioan? N-ai cum. Ioan este unul dintre cei 12, ba mai mult, Ioan este ales de Hristos să fie unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui. El și Petru erau oamenii de bază, era omul care a stat cu pieptul pe capul, având capul pus pe pieptul lui Iisus în noaptea trădării. Este omul, singurul apostol care a rămas cu Iisus Hristos până la capăt. Toți ceilalți s-au lăsat de Iisus, unul singur este credincios până la capăt. Este acest Ioan, care are grijă de mama Domnului, de Maria, ca de propria lui mamă. N-aveai cum să te pui la nivelul lui. Pentru că, vedeți, spune Scriptura și spune Ioan Botezătorul că fiecăruia Dumnezeu îi dă un anumit dar. El nu poate să sară mai sus în viață. Degeaba încerci, de exemplu, cu o mașină care n-are atâția cai putere, să te duci pe autostradă cu una care are foarte mulți cai putere. Eu știu că ești bun șofer. Dar dacă n-are cai putere, hai să fim cinstiți. Te duci cu alea prin Germania, unde poți, dacă vrei, talpă la mașină. No, du-te, mașina noastră poate prinde 120 la oră. Poate prinde cu o leacă de stres și consumație 180-200 la oră, dar vine unul cu 300 la oră, 360. Fost am odată cu unul, m-a dus un frate cu un Ferrari să văd și eu cum merge Ferrari. Când au ajuns odată la 300 și ceva, 320, s-a dus pe trebuie să am crezut că zboară mașina. Zic, băi, lasă-mă ușor că am nevastă și copii, am și mama acasă. Și nu, oricât aș fi vrut eu cu mașina mea, nu putem să-l ajung. Asta-i dat-o, dar care e problema? Lasă că mă duc eu contingan așa frumos, măcar vorba aceea, dacă mă duc, ca oamenii liniștit pensionar, că așa conduc, îmi spun frații care vin cu mine, zice, tu parcă ai fi pensionar, slavă Domnului, nu iau amenzi la circulație și tot ajung, mai târziu, dar ajung.
N-ai cum, nu, așa e în viață. Ioan avea Ferrari, Lamborghini, ce știu, mașină de mare viteză. Mă, i-a dat Domnul mașina aceasta, Diotref. Tu, slavă Domnului pentru ce ai. Mă, nu te plouă, nu te udă, slavă Domnului, te bate soarele în cap. Bine, dar de ce să fii tu stresat că Ioan are o chemare mai specială? Fiecare o chemare a lui. Până la urmă, știți ce spune Pavel în Corinteni? Dumnezeu nu o să ne ceară socoteală de performanțe. Știți ce? Asta e foarte interesant și încurajator pentru fiecare dintre noi. Performanțele sunt importante pe pământ. Dumnezeu răsplătește altceva. Știi ce răsplătește Domnul? Credincioșia. Asta răsplătește Domnul. Noi ne luăm după performanțe. Bă, ce poate să performeze omul? Dumnezeu zice foarte bine, nu asta e pe pământ. La mine e credincioșie. Adică, mă, ți-am dat un talent, tu lucrează cu el și eu te răsplătesc ca pe unul cu 10 talanți, dacă tu ești credincios în ceea ce faci. Când înțelegi lucrul acesta, n-ai de ce să fii complexat. Pentru că, ascultă-mă, Dumnezeu pe toți ne face cum trebuie să fim. Fiecare dintre noi avem maturi și avem slăbiciuni. Nu există om totalmente perfect. Problema este că noi de fiecare dată ne comparăm cu alții unde vedem că aceia sunt mai strălucitori și atunci devine așa o ispită în noi și ne mâncă complexul de inferioritate. Și ne enervăm și ne ispitim și nu dormim noaptea și te gândești ce aș putea să zic despre să-l înjosesc. Iubiții mei, când noi bârfim pe altul, noi nu facem altceva decât să spunem, da, avem un complex de inferioritate. De ce să ai complex de inferioritate? De ce să nu te simți bine cu tine? Simte-te bine cu tine, însuți cu tine, ca să fii fericit. Fii un om mulțumitor Domnului pentru ceea ce ai. La un moment dat, tot așa, undeva într-un cabinet de arhitectură, erau mai multe colegi acolo și una dintre fete era mai harnică, mai descurcăreață și începea să facă tot felul de proiecte foarte ok și șeful a apreciat foarte mult lucrul acesta și începea să fie cumva un punct de reper în societatea comercială respectivă. Și la un moment dat, una dintre colegi, frustrată de performanțele ei, începe să spună, o, dar și taică-su e arhitect. Și taică-su e un mare arhitect. Măcar că nu era așa de mare taică-su. Și 100% zice taică-su, am eu informațiile mele, taică-su îi face proiectele. De astea sunt așa de frumoase. Asta înseamnă bârfă, dintr-un complex de neputință, de inferioritate, să-l defăimesc pe celălalt. Mi-aduc aminte că în urmă cu ceva vreme eram undeva în Europa și un frate și-a luat o mașină, frumoasă mașină, undeva la vreo 100.000 de euro, o luase în leasing pe firmă, dar când au văzut anumiți frazi în adunare că și-a luat mașina respectivă, au intrat în ferbere atomică. Și au început să zică, ăsta nu-și plătește taxele la stat. Dar ei nu știu că plătește sau nu plătește. Nu zic că plătea sau nu plătea. Dar asta au spus ei, fără să verifice datele că plătește sau nu. Zice, ăsta nu-și plătește angajații. Și zice, frate, zice, numai de o leacă de vreme am zis, atâtea vorbe am zis, că nu plătesc angajații, că nu plătesc taxele la stat. Și știți cine spunea cuvintele astea? Nu oameni care aveau posibilitatea să-și cumpere mașină, dar nu puneau preț pe asta, ci oameni care și-ar fi dorit o mașină mai deosebită, dar nu aveau resursele financiare. Și atunci, că sunt oameni care au bani și nu vor mașini. Sunt oameni care poate vor proprietăți, alții concedii, fiecare cu stilul lui. Dar în momentul în care îți dorești ceva foarte mult și tu nu poți să ajungi acolo și îl vezi pe altul care dintr-o dată, bă, a, uite cum e. Și asta te mănâncă și asta te roade. De fapt, nu e altceva decât un complex de inferioritate. Frații mei, m-am uitat în Scripturi, 2 Samuel, capitolul 16. David într-o zi îi dă lui Mefiboset toate pământurile lui taică sau lui Ionatan, a lui bunicul sau a lui Saul și zice, auzi, tu ai nevoie, tu ești o loc de amândouă picioarele, tu nu poți să muncești, tu ai nevoie de cineva care să îngrijească de tot avutul tău. Cine poate să îngrijească? Slujitorul lui taică tu și a lui bunicul tău, Țiba. Și Țiba vine împreună cu nevasta, împreună cu prunci, cu toți slujitorii lor, cu toți oamenii de prin proximitatea lui și ei toți îi slujesc lui Mefiboset. Dar vine momentul în care, spune Scriptura, Absalom îi face răscoală lui David. Și când îi face răscoală, David pleacă. Mefiboset ar fi vrut să meargă cu David. S-a atașat foarte mult de David, pentru că David l-a tratat pe Mefiboset ca pe unul din feciorii lui, de dragul prietenului său Ionatan. A mâncat la masa lui ca unul din feciorii împăratului. Dar Țiba ce zice? Bă, David e deștept. David e un viteaz. David se știe descurca. Asta e o chestie de moment. Absalom e neexperimentat. Ăsta face greșeli, zice, și David revine la putere. No, acum e momentul, zice, să iau eu tot ce au avut Saul și Ionatan, cu șmecherie, cu viclenie. Dar știți care a fost problema? De unde a pornit totul? El era slujitorul lui Mefiboset. Și atunci zice, momentul potrivit. Vine el, face acolo pe omul cu dare de mână, zice, împărate, poftim de mâncare, poftim de băut pentru tine și oamenii tăi, că mergeți și ce știu ce-o fi pe acolo. Și se duce David și la supărare zice, toate pământurile, toate proprietățile lui Mefiboset sunt ale tale. Și zice, mulțumesc, le primesc cu bucurie. După aceea, după ceva vreme, David se întoarce acasă și unul dintre cei care iese în față este Mefiboset. Când l-ai văzut pe Mefiboset, ți-ai dat seama că a trăit o dramă existențială. Neîngrijit de luni de zile, nu-și mai aranjase părul, nu-și mai îngrijise barba, nu-și mai îngrijise picioarele care erau ologite. Și David îi spune, parcă așa trădat, cu durere, unde ai fost, Mefiboset? Și se pune o întrebare, de unde știa David
toate lucrurile despre Mefiboset? Răspunsul este Ziba. Dar Ziba de unde știa, Mefiboset de unde știa ce avea să-i spună lui David? Adică m-a trădat Ziba, de unde știa? Și de unde? De la Ziba. Mefiboset știa de la Ziba. Adică Mefiboset rămâne acasă înșelat, Ziba vine și îl bârfește în fața lui David, se întoarce acasă David și David spune, unde ai fost? El totalmente în îngrijit zice, m-a înșelat slujitorul meu. Cum adică te-a înșelat? Eu nu pot să mă urc pe măgar, am vrut să mă urc pe măgar, dar zice, mi-a luat măgarul, m-a înșelat, zice, și el m-a și denigrat. Știi care este mizerabilitatea lui Ziba? Nu doar că îl defaimă în ultimul hal pe Mefiboset, ci merge și spune, bă, uite ce am zis de tine. Că n-avea unde să știe Mefiboset ce-o zis Ziba către David și ce-o discutat unul cu celălalt. Adică te bârfește în ultimul hal și apoi vine și râde și în barbă. Uite ce am zis despre tine. Și n-ai ce să faci, Doamne, ți-am luat toate proprietățile. Și imaginează-ți în momentul în care zice, pleacă, Doamne, din casă. Cum să fie casa ta? Nu mi-a dat-o David. Știe, nu știu ce, și uite cum te-am înnegrit. Și toate astea îl rănesc profund pe Mefiboset. David se prinde până la urmă de schemă și zice, auzi, gata, veți împărți amândoi pământurile. Faptul că el este cinstit, Mefiboset, rezultă din faptul că zice aici, auzi, să fie toate proprietățile lui Ziba, nu mă interesează. Important este, împărate, că te-ai întors tu cu bine, e drag de el. David însă este un om al lui Dumnezeu și spune, nu, veți împărți pământurile, ce îi dau, îi dau, dar partea ta este partea ta. Dar uitați să vedeți de unde pornește bârfa lui Ziba. Din complexul de inferioritate. Adică, bă, eu sunt slujitorul lui Mefiboset, el e olog, eu sunt bine, sănătos, eu așa mai departe, toată viața mea voi fi slujitorul lui. De fiecare dată când noi spunem o bârfă, nu e nimic altceva decât reflectarea complexului nostru de inferioritate. Iubiții mei, haideți să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea o părere corectă despre noi. Dacă ai anumite probleme de identitate, roagă-te Domnului să te ajute să fii un om pocăit, să te împlinească Dumnezeu ca personalitate, să te ajute Dumnezeu să vezi lucrurile frumoase pe care ți le-a dat, să le dezvolți acelea, să le dezvoltăm pe acelea, ca nu cumva complexul nostru de inferioritate să ne facă să-i bărfim azi pe tata, mâini pe mama, azi pe un frate, mâini pe o soră, azi pe un coleg, mâini pe alta, pentru că atunci când omul bârfește, omul acesta nu este plăcut lui Dumnezeu, dar se mai întâmplă ceva. Și ăsta este al treilea punct din predica pe care Domnul mi-a pus pe inimă în această dimineață. Și anume, atunci când bârfești, treptat, treptat te duci spre singurătate. Bârfa, spune Scriptura, te împinge treptat înspre însingurare. Ioan îi spune în felul următor, știi ceva, Gaius? Uită-te la Diotref, nu este cum trebuie. Omul acesta face mult rău lucrării. Tu să te ferești de el. Când spune nu urma răul, cu alte cuvinte, spune, auzi, nu-l urma pe Diotref. Gaius, tu ești omul lui Dumnezeu, eu te-am născut în lanțuri, eu te-am născut în Evanghelie, eu te-am născut pentru Dumnezeu. Auzi, să nu te atașezi de Diotref, este un om rău. Uite, îți ofer altceva. În adunare este un alt om, un om de caracter, un om frumos. Numele lui este Dimitrie. Lasă-l pe Diotref deoparte. Este un om lipsit de caracter. M-a vorbit cu vorbe rele. Îi voi aduce aminte, pentru că bârfa trebuie confruntată. Asta este adevărul Dumnezeu. Trebuie să spui omului, bă, uite, știu ce ai făcut, știu ce ai spus. Pentru că în felul acesta Dumnezeu îi dă duh de pocăință. Pentru că altfel bârfitorul, lăsat pe drumul lui, se duce în ea și se prăpădește. Bârfa trebuie confruntată. Și zice, îi voi aduce aminte, îi voi spune în față ce a avut, ce a spus despre noi. Dar mai spune ceva, lasă-l pe ăsta deoparte, tu unește-te cu Dimitrie, pentru că Dimitrie este un om al lui Dumnezeu. Chiar și adevărul, adică chiar și Hristos mărturisește bine despre el. Știi care este marea problemă? Când noi bârfim, bârfim în familie, bârfim între colegi, bârfim între vecini, între prieteni, între amici, marea noastră problemă este că treptat, treptat vom ajunge singuri pe lume. Cea mai mare problemă a omului este singurătatea. Nu există dramă mai mare decât să nu ai pe nimeni de încredere. De cele mai multe ori oamenii au nevoie, pentru că nu se simt împliniți cu ei înșiși, cu ele însele, n-au căsnicii bune, nu sunt siguri pe ei înșiși, nu sunt siguri pe realizările lor, au tot timpul nevoie de cineva pe lângă ei, nu se simt bine în singurătate. Dar marea drama bârfei este faptul că te împinge treptat spre însingurare. Nu mai ai pe absolut nimeni lângă tine. Oamenii vor zice, ăsta ne bârfește, Doamne, nici n-are rost să vorbești cu el. Că ce spui aici, ăsta împrăște peste tot și oamenii te vor evita. Te vor evita colegii de serviciu, te vor evita frații în adunare, te vor evita cei din familia ta. Bârfa are această mare pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Bârfitorul ajunge încet, încet să fie singur pe lume. Și asta îl doare cel mai tare pe cel ce bârfește, să fie singur pe lume. Să ai nevoie de un ajutor și nimeni să nu sară în ajutor. Cine și-ar face de lucru cu un om care toată ziua bârfește? Hai să fim cinstiți. Tu ai vrea pe lângă tine pe unul care vorbește problemele tale și să auzi apoi că vorbești cu unul cu altul? Cine vrea așa ceva? Ai vrea, de exemplu, în zona ta de decizie unde ești, indiferent că e biserică, indiferent că, nu știu, este serviciu, oriunde ești, ai vrea pe unul care să sifoneze în toate părțile ce discuți tu cu ceilalți? Ai vrea pe unul care să te defemeze într-un fel sau altul? Marea problemă a bârfitorului este că dacă nu-i mai faci pe plac, te pictează în toate felurile. Cine vrea pe un astfel de om pe lângă el? Cine?
Ioan spune, auzi, lasă-l deoparte pe Diotref, n-ai treabă cu el. Tu asociază-te cu Gaius, Gaius asociază cu Dimitrie, e omul lui Dumnezeu. Bârfitorul are această mare problemă, încet, încet ajunge singur pe lume. Ce se întâmplă când eu sau tu bârfim? Bârfim un coleg, bârfim un frate, bârfim o soră, o colegă, o prietenă, o rudenie? Știi ce se întâmplă? Intoxici totul în jurul tău și ajungi singur pe lume. Efectiv, vei fi singur pe lume. Îmi spunea odată un frate, frate zice, la serviciu tot se feresc de mine. Nimeni nu spune absolut niciun secret. Nimeni nu spune nicio problemă. Când ajung acolo, toată lumea închide subiectul. Și am spus, mă, frate, s-ar putea să fi avut o problemă? S-ar fi putut tu la rândul tău să-i fi bârfit pe unul dintre ei și în felul acesta ei se închid față de tine? Și am trebuit să recunosc că într-adevăr a avut o problemă de felul acesta. Apoi o tânără mărturisește faptul că era într-un club de lectură și în timp ce era în clubul acela de lectură a început să vorbească, ba de una, ba de alta și la un moment dat lucrurile au ieșit la suprafață, s-a văzut că nu e adevărat ceea ce spune, că efectiv bârfește. Și fata aceasta efectiv s-a simțit izolată de toți ceilalți din clubul respectiv de lectură, efectiv nimeni nu mai avea încredere în ea, pentru că întotdeauna se întâmplă lucrul acesta când îl bârfești. De fapt, îmi spunea mama mea și îmi spuneau și alții, când îl vezi pe cineva că bârfește către tine pe cineva, fii convins că atunci când pleacă de acolo, te bârfește și pe tine. Și am rămas cu asta în minte. Când vezi pe cineva că vorbește pe altul de rău cu patimă, cu răutate, fii convins că în momentul în care te duci de acolo, și pe tine te vorbește la fel. Dar problema este alta în momentul în care noi bârfim, pentru că nu trebuie să ne ocupăm noi de alții, se ocupă ei și se ocupă Domnul de fiecare dintre noi. Noi să ne ocupăm de noi. În momentul în care noi bârfim pe cineva, știi ce se întâmplă? Rămânem singuri pe lume, ne însingurăm. Uită-te să vezi, nu mai ai frați, nu mai ai prieteni, n-ai pe nimeni. Și pe măsură ce persiști în bârfă, vei ajunge tot mai mult singur pe lume. Un om plin de amărăciune, un om plin de tot felul de chestii care te vor apăsa, vei vărsa venin peste tot în jurul tău și cu cât vei vărsa mai mult venin în jurul tău, cu atât lumea se va feri și mai mult de tine. Și vei fi un om singur, fără frați, fără surori, fără familie lângă tine, fără prieteni, fără oameni de încredere. Pentru că pedeapsa bârfei este singurătatea. Să ne ajute Domnul să ne pocăim de bârfă. Pentru că dacă spui în dimineața aceasta, auzi, eu nu am probleme cu bârfa, alții au probleme, ascultați-mă, s-ar putea să mințim chiar în prezența și în casa Domnului. Poate nu suntem la fel de bârfitori sau poate mai bârfitori ca alții, dar câte o ispită tot la fiecare dintre noi. Să spui ceva ce-ți place despre cineva care nu-ți place. Și în momentul acela, spunând cu dorință de discreditare, dintr-un complex de inferioritate, nu faci altceva decât să-l bârfești, bârfind pe unul, pe alta, astăzi, mâine, poimâine, ajungi singur pe lume. Pentru că asta este pedeapsa lui Dumnezeu pentru bârfitor, însingurarea. Într-o zi, Moise este bârfit. Fratele și sora lui, marele preot, mă, poate să ajungă bârfa până acolo sus? Se poate. Maria este profetesă. Aaron este marele preot în exercițiu și ei doi au o problemă. Cu cine? Cu fratele lor, cu Moise. Și pun o întrebare, nu se înțeleg cu sora, cumnata. Probabil nu le plăcea de cumnată. Au apărut ceva discuții pe acolo, păreri divergente. Și de la cumnată, frontal cu Moise. Dar numai prin Moise vorbește Domnul. Se pare că toată situația pornește de la Maria, că ea este cea mai sancționată. Numai prin Moise vorbește, nu sunt și o profetesă? Dar de ce Moise în sus și în jos? Aaron în cuvința, și o mare preot, care-i chestia, fratele nostru. Cu cât te apropii de cineva mai mult, cu atât îl vezi cu mai multe defecte. Cu atât ți se pare mai mic. Muntele, când ești lângă el jos, se pare imens. Aici e puțin diferit decât viața în general. Când privești de la distanță, muntele ți se pare mai mic, când te apropii se pare uriaș, cu oamenii diferit. Când îi privești de la distanță, se par mai grozavi, mai minunați, când te apropii de ei, vezi că sunt tot oameni. Unul singur poate impresiona până la capăt, este Hristos. Și te apropii de el și vezi, mă, uite, și el are momente de ispitire, momente în care parcă desconcentrat, momente în care poate greșește. Și în momentul acela începi să îți pierzi parcă așa admirația față de el și începi să-l bârfești. Maria și Aaron îl bârfesc pe Moise și risca să se aprindă tot poporul. Înainte a fost un alt conflict în popor. Unii, Core, Datan și Abiram, au vrut să facă revoltă, se întoarcă înapoi în Egipt și în momentul respectiv izbucnește mânia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, toți trei la cortul întâlnirii. Și vine Dumnezeu într-un moment de autoritate și din comun. Și spune, cum de v-ați îngăduit, v-ați permis voi, Maria, Aaron, să vorbiți de rău de Moise, nu știți că el este prietenul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu va vorbi unui profet,
Va vorbi printr-un vis, printr-o vedenie, printr-o descoperire. Nu tot așa este cu Moise, robul meu. Eu îi vorbesc față către față cum vorbește un om cu prietenul meu, cu prietenul lui. Cum v-ați gândit la așa ceva? Voi n-ați vorbit doar împotriva lui, ați vorbit și împotriva mea. Și se aprinde Dumnezeu de mânie și pleacă Dumnezeu. Și când se uită la Maria, plină de lepră din cap până în picioare, Aron striga: am greșit, ne pare rău, să te rogi, Moise, să oprească Dumnezeu mânia. Moise se roagă, dar spune Dumnezeu: auzi, dacă ar fi scuipat o taică sub un obraz, n-ar fi purtat rușină? Să stea 7 zile afară din cetate, afară din tabără, în izolare. Imaginează-ți profetesa lui Israel care spune așa: vorbește Domnul, să-și piardă toată credibilitatea singură pe lume, în afara taberei, și toată lumea să spună: a vorbit împotriva lui Moise, Dumnezeu a lovit-o cu lepră. Nu la sancțiune vreau să fac referire, ci la singurătate. Te izolezi de tabără, te izolezi de familie, te izolezi de colegi de serviciu, rămâi singur pe lume. Știi ce va fi? Totul va fi otrăvit în jurul tău, totul va fi otrăvit în jurul meu. Vom fi oameni frustrați, amărâți, toată lumea ne va evita, noi vom evita pe ceilalți, vom fi amărâți. Dumnezeu ne spune însă altceva, și anume să nu mai bârfim. De ce să nu bârfești? Pentru că bârfa discreditează, n-ai nevoie de bârfă, de ce să discreditezi pe altul? Lasă să te ridice Dumnezeu, să-ți dea Dumnezeu propășenie în ceea ce faci. Pentru că bârfa provine dintr-un complex de inferioritate, de ce să te simți complexat? Fiecare are valoarea lui, fiecare are atuul lui, hai să nu ne mai comparăm unii cu alții. Pentru că bârfa te împinge spre însingurare. Frumoasă este prietenia, frumoasă este frăția, frumoase sunt relațiile, dar toate se pierd atunci când bârfim. Ce spune Biblia despre bârfă? Apare atunci când îți dorești să discreditezi. Provine dintr-un complex de inferioritate, te împinge treptat înspre însingurare. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:29: niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Vreau să te întreb ceva. Când bârfești, când bârfesc, cum te simți după ce spui ceea ce spui? Că aici e diferența. Dumnezeu cunoaște inima și îți dă reacția potrivită în inimă. Te simți bine? Dai har celui cere? Te ascultă pe tine vorbindu-i? Sau din potrivă îl tulburi? Niciun cuvânt stricat, nicio bârfă să nu iasă din gură, ci un cuvânt bun de zidire, de sfătuire, să dea har, să aducă harul lui Dumnezeu celui care ne ascultă. Și vreau să închei cu o poveste din viața lui Socrate, numită povestea aceasta Testul celor 3. Într-o zi vine un student sau vine cineva din proximitatea lui la Socrate și spune: Socrate, vreau să spun ceva despre un alt student de-al tău. Bun, zice Socrate, stai puțin înainte să-mi spui. Ceea ce tu vrei să-mi spui despre studentul meu, e sigur că este adevărat? Zice, nu sunt chiar sigur. A, zice, să concludem atunci. Tu vrei să-mi spui ceva despre studentul meu, dar nu știi că este adevărat sau fals. Da, zice. Bun. Ceea ce tu vrei să-mi spui despre omul acesta este de bine? A, nu chiar este de bine. Bun. Vrei să-mi spui ceva despre el? Nu e sigur că e adevărat? Nu este de bine? Dar măcar să treacă testul al treilea. Este de folos? Zice, nu știu. Bun, zice, dragul meu, tu vrei să-mi spui ceva despre studentul meu, dar nu e sigur că este adevărat. Nu ești sigur sau chiar îmi spui că nu este de bine și nici nu mi este de folos, dar de ce să te mai obosesc să-mi spui? Dacă nu este adevăr sigur, dacă nu este de bine, dacă nu este de folos. Și a rămas de mii de ani această povestioară din viața lui Socrate numită povestea celor 3 filtre. Orice cuvânt să-l filtrezi prin testul adevărului, orice cuvânt să-l filtrezi prin testul binelui, orice cuvânt să-l testezi prin testul folosinței. Este adevărat? Este de bine? Este de folos? Nu vi se pare că Pavel chiar la asta ne îndeamnă? Niciun cuvânt stricat să nu iasă din gură? De fiecare dată când spunem ceva despre cineva, hai să ne gândim, e adevărat sau nu e adevărat? Este de bine? Este de folos? Dacă da, să mergem mai departe, ca să dea har celor ce ne aud. Dacă nu, să ne ajute Domnul să ne oprim. Vă invit să ridicați în picioare momentele acestea. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Stăm cu fețele plecate, ochii închiși, și înainte să intrăm în rugăciune, aș vrea să ne uităm la viața noastră. Diotref l-a bârfit, l-a vorbit de rău pe apostolul Ioan și l-a vorbit de rău cu gândul să-l discrediteze dintr-un complex de inferioritate, și pedeapsa a fost însingurarea, izolarea.
La fel se întâmplă și cu noi când bârfim. Dorim să discredităm, avem o problemă cu acest complex al inferiorității față de cineva pe care îl bârfim. Și marea problemă este că ne însingurează. Înainte să spui ceva despre cineva, gândește-te. Este adevărat? Este de bine? Este de folos? Sau într-un cuvânt, aduce har ceea ce tu spui celui ce te aude? Poate am bârfit în această săptămână fiecare dintre noi. Dumnezeu ne cunoaște inima. Hai să spunem Domnului, Doamne, iartă-ne și dă-ne putere să ne pocăim. Și dă-ne, Doamne, Dumnezeule, putere să spunem adevărul. Și ajută-ne, Doamne, să spunem lucruri care aduc zidire, sfătuire, lucruri care aduc propășire, cuvintele noastre să aducă har. Să nu ardă, Doamne, tot în jurul nostru cu relații toxice, tensiuni și probleme, defăimări, ci să aducă har peste tot pe unde suntem noi. Har în biserică, har în familie, har la lucru, harul lui Dumnezeu. Să poți veni, Doamne, să ne binecuvântezi. Hai să intrăm cu toți în rugăciune și să ne rugăm Domnului.